Ne puteți spune care este ponderea cauzelor restituite de către judecătorul de cameră preliminară? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Ea arată standardul înalt al dimensiunii cantitative și respectiv calitative desfășurate de procurorii de la Partidul pe lângă Tribunalul Constanța. Vreau să vă comunic că în anul precedent la acest parchet nu s-a înregistrat nicio restituire a vreunei cauze din cele trimise în judecată. Așadar, judecătorii de cameră preliminară au validat legalitatea și regularitatea actului de sesizare. Și la fel de important este faptul că în anul 2019 Partidul de pe lângă Tribunalul Constanța nu a înregistrat nici o achitare cu inculpat arestat.